că din primele zile am fost foarte încântat să mă numească tată. Și aceasta este, încântarea aceasta, poate profesional vorbind, este neavenită, dar este un gest reflex pe care ei îl au ca urmare a faptului că primesc atenție, primesc dragoste, primesc importanță din partea educatorilor în general și din partea mea în special. E adevărat, sunt copleșit de afecțiunea lor, deja au intrat în inima mea și cred cu tărie că este providențială întâlnirea noastră. De la 6-7 luni îi cunosc pentru că am fost la Casa Diana, unde s-a făcut un centru particular și de acolo îi cunosc alături de celelalte colege, i-am crescut și, bineînțeles, fiind copii mici, ne-a spus mama, nu doamna, deci n-am ținut distanța asta între ei. Și pentru mine este a doua casă. Donați așa de mici și trebuie să avem grijă de ei. Deci majoritatea au fost abandonați sau au fost găsiți în condiții neprielnice. De exemplu, pe Ștefan l-au găsit sub pod în cutii de carton. Mai bun. Eu sunt Ștefan, am 17 ani, îmi place foarte mult, mă descurc foarte bine la școală, îmi place mult școala. Sunt elev la Colegiul Național Ioan Slavici, în clasa 11-a, la Mate Info. Și ca materie preferată îmi place foarte mult religia. Am fost olimpic de două ori, am fost pe țară. Sunt o fată de la liceul de arte Aurel Pop, studiez pianul, canto principal, pian secundar. Mă cheamă Prințele Rafael și mă duc la școala Mercerea, deși am 11 ani. Mă numesc Santa Florica Maria, am 17 ani, sunt la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș, în clasa 10A, profilul contabilitate. Mă numesc Faraga Melinda, am 16 ani, umblu la școala George Emil Palade, profil patiser. Îmi place să fac prăjituri, să învăț să fac prăjituri. Îs o fire prietenoasă, sociabilă. Sunt copii care păstrează legătura cu familiile. Sunt copii care se integrează în familie. Am creat prietenii foarte strânse cu mai mulți beneficiari din alte centre care s-au mutat aici. Cu educatoare mă înțeleg foarte bine, cu copii foarte bine. Ei sunt familia mea. Cu domnul Ovidiu mă înțeleg foarte bine pentru că mă ajută, îmi dă sfaturi și încearcă ca să ne ajute să mergem pe drumul drept. Pe toate mi-s mame și domnul Ovidiu tată. Ca importanță, ei se apropie de importanța pe care au proprii mei copii. Și
donați. De fiecare dată mi se pare că suntem mai uniți atunci când facem activități împreună, printre care pictura sau obiecte de origami. Și de fiecare dată este ceva frumos atunci când toți cooperăm împreună. Pasiunea mea este de a face unghii cu gel, fac și poșete din hârtie. Au fost momente în viața mea când mi se părea că drumul este imposibil, dar am găsit în inima mea tot ce conta. Sunteți voi, voi mă așteptați acasă, abia aștept să ajung înapoi. Nicăieri, nicăieri acasă, acasă la noi. Și sunt momente în care mi-e dor să văd și să-i strâng în brațe, să mă așez la masă cu ei, mi-e dor de aia mei. Mă simt foarte bine, în primul rând că pictez cu domnul Ovidiu. Pentru mine domnul Ovidiu e ca un tată și îmi place. Faptul că au luat contact cu arta prin cercul de pictură pe care cred că îl vom definitiva, să spunem, îl vom cristaliza în rezultate, este un lucru benefic pentru ei. Aplicați asupra sticlei, pentru că noi vorbim despre picturi, arta iconografică naivă, specific românească, ei învață să fie răbdători, învață să investească puțin, învață să privească în perspectivă pentru a vedea finalitățile, învață să fie atenți cu lucrurile sensibile, sufletești. Sunt multe și multe alte lucruri pe care ei de fapt le învață. Câștigul meu ca educator este acela că am nădejdea de asemenea că ei vor ajunge să bucure și alte suflete. Anul trecut am avut în cadrul intim, în cadrul familiei noastre, mă fac să cred că putem năzui la mai mult decât atât. Așa se face că vom nădăjduiesc că vom ajunge să expunem, să organizăm o expoziție puțin mai pretențioasă, cu niște rigori implicate sau de pictură iconografică cu copiii, mă face să cred că vom reuși să edităm un nou catalog de pictură care poate, de ce nu, să fie chiar o carte de vizită pentru sistem. Pentru a ajunge acolo, spuneți-ne de ce anume ar mai avea nevoie copiii, ce lipsuri duc ei în cadrul acestui atelier? Drumul pe care am luat-o a fost puțin anevoios la început, întrucât aveam nevoie de procurarea materialelor. Mă refer la suportul de pictură, pigmenții în speță, noi lucrăm în tempera și în acrilică, respectiv pensulele care sunt destul de pretențioase ca format și așa, e nevoie de un anumit gen de ustensilă, plus materialul lemnos pentru rame și așa mai departe. Am reușit, prin prisma faptului că sunt educator de mult timp, să mă descurc până la momentul de față, într-atât încât să pornim pe drumul acesta. Dacă ar fi să cuantific cam ce ar fi nevoie, cam de ce ar avea nevoie, de aceleași lucruri,
ca să mergem mult mai departe decât ne-am propus să mergem mai departe. Spune-mi, te rog, când simți tu că vine Crăciunul? Pentru că ne apropiem de o sărbătoare atât de importantă și de frumoasă, ați împodobit și bradul. Ce înseamnă pentru tine Crăciunul? Cum simți tu această sărbătoare? Pregătim toate camerele, le ornăm cu diferite podoabe, cu beteală, cu așa, globuri, împodobim împreună bradul și în seara de Crăciun stăm împreună la masă jos, pregătim în bucătărie toate mâncărurile, ne așezăm, vorbim, ne bucurăm împreună de Crăciun. O sărbătorim împreună, acasă cu doamnele care... mult alături unul de celălalt. Vine moșul Nicolae, moș Crăciun. Noi colindăm împreună ca o familie. Facem activități, mergem în oraș. Merem la colindat la alții. Îmi place că merem la colindat. Cea mai mare lipsă este afecțiunea care ai. Este foarte important ceea ce facem noi aici, dar cred că mult mai important este multe detalii privind modalitățile de sponsorizare și donație puteți afla accesând pagina de Facebook Audiențe în direct